Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Vă facem o nouă ofertă, ca să spunem așa, o nouă incursiune în lumea teatrului de la Târgu Jiu, mai ales că este și o aniversare frumoasă în acest an, 25 de ani de momente de istorie ale teatrului dramatic Elvira Godeanu. În același timp, zilele acestui teatru, și o să vedem foarte multe lucruri, o să ne spună domnul director Cosmin Brehuță, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Ca să începem de la începutul, ca să spunem așa, să vorbim puțin de aniversarea celor 25 de ani de istorie teatrală oficială, profesionistă la Târgu Jiu. Da, este un privilegiu pentru mine să fiu purtătorul de cuvânt până la urmă al instituției și am deosebită onoare și privilegiu și responsabilitate de a o face așa cum se cuvine. Suntem, cum spuneam, în al 25-lea an de existență și ați încercat și părere personală o să vadă și telespectatorii, ați și reușit să ne propuneți o ediție a zilelor Teatrului Elvira Godeanu extrem de interesante. Un maraton, cum spuneam, de teatru de valoare, să aveți foarte mulți invitați de prestigiu. Practic, cei care sunt și care vor fi răsfățați sunt târgujeni, sunt gorjeni în general, cu aceste trupe care vin la Târgu Jiu. Exact, și sper nu numai, nu doar gorjenii, pentru că zic eu că sunt spectacole care pot stârni cel puțin interesul și altor iubitori ai fenomenului de la nivel național. E adevărat, există o apetență pentru tot ceea ce înseamnă vedetă și normal, este firesc așa oamenii să vină să-și vadă artiștii îndrăgiți, așa cum au fost obișnuiți în cele 17 ediții ale Festivalului Național de Teatru Zile Elvira Godeanu. Tocmai de aceea am încercat să păstrez tipicul pe care l-a format domnul Marian Negrescu până acum și care a avut succes. Dar pe lângă numele celebre sunt invitate și alte trupe din țară care, credeți-mă, nu sunt cu nimic, dar cu nimic mai prejos. Atâta doar că n-au avut parte de șansa expunerii pe sticlă, la fel de mult cum au avut-o cei titrați, ca și Horațiu Măleele, Maia Morgenstern, George Mihăiță și mulți, mulți, mulți alții pe care i-ați văzut pe afiș și care vor fi prezenți în cadrul festivalului. Adică aveți curajul să încercați și alte spectacole, în cazul în care, acum, ce să facem, doar atâtea locuri sunt în sala noastră, nu mai găsiți bilete pentru că deja sunt câteva spectacole vândute. Liniștit vă puteți îndrepta către cea mai rămasă în ofertă și aici trebuie să pomenesc, dar voi face o scurtă trecere în revistă a tuturor evenimentelor, dar trebuie să-i pomenesc și pe colegii din țară. Teatrul din Turda, Teatrul din Petroșani, Teatrul de Nord Satu Mare și alte teatre care ne calcă pragul în această ediție aniversară, în care împlinim un sfert de veac. Da, și faptul că este o îmbinare între vedete, cum le-ați numit, și sunt adevărate vedete, deci au, să spunem așa, argumentele necesare, și teatre mai tinere, actori mai unii la început de carieră sau unii care n-au ajuns atât de cunoscuți. Această îmbinare face bine și în același timp poate e o provocare și pentru Teatrul Elvira Godeanu, pentru actorii de aici. Adică să vadă gorjenii, să vadă târgujienii unde se situează trupa de la Târgu Jiu, de care vorbeați atât de frumos puțin mai devreme. Exact, până la urmă, asta înseamnă un festival, înseamnă o întâlnire între trupe, între generații, între teatre de calibre diferite, pentru că e normal, unele sunt mai mari, atât din punct de vedere al bugetului pe care îl gestionează sau al renumelui pe care îl poartă, al istoriei din spate, sau fiecare are tipicul lui sau tipicul ei. E important să existe această întâlnire și acest schimb perpetu de informație și de povești până la urmă și, într-adevăr, te face la un moment dat să îți dai seama cam pe unde ești tu în acest peisaj. Și dacă e să ne luăm după cele pe care le-am auzit în ultimii ani în cadrul festivalului, am fost
plăcut impresionat de nivelul de recunoaștere pe care îl avem ca și instituție profesionistă de spectacole la nivel local. Și e destul de greu să fii profet la tine în țară. Dar mărturisesc că avem un public destul de critic, care cu siguranță ar fi taxat orice inconvenient, și am auzit vorbe cât se poate de frumoase în comparație cu trupele din țară, ceea ce n-a putut decât să ne bucure și să înțelegem că suntem pe drumul cel bun și teatru, așa cum a pornit, cu rădăcini foarte puternice și bine ancorate în pământ, e pe calea cea bună în ceea ce privește dezvoltarea. Suntem, cum spuneam, și cum spuneați de fapt dumneavoastră, mi se părea totuși că mai sunt câteva zile până începe, practic în această săptămână vor începe acest maraton teatral. Cu ce începem? Ce vor avea de văzut cei care merg la teatru, care unii și-au procurat bilete, alții pot încă să o mai facă pentru anumite spectacole, cum spuneați? Ce vor avea de văzut? Să luăm pe rând, așa, pentru că afișele deja au împânzit orașul, deci cumva cred că se cunosc acum cât de cât, și presa a relatat destul de pe larg programul, dar să încercăm să luăm mai în amănunt, așa, pentru ce se poate, care este oferta, practic, din această lună. Începem pe 13 mai, debutul festivalului, cu un vernisaj de fotografie, cu multe alte surprize și cu spectacolul de debut, cu premiera spectacolului Sărutul, un eseu vizual teatral, un spectacol care pornește de la acest element simbol, și anume sărutul lui Brâncuș. Da, le dezvăluim telespectatorilor și acest afiș pe care îl pot vedea în fața, puțin mai sus, se poate fi văzut la teatru, poate fi văzut prin oraș, iată cum arată afiș. E proaspăt, așa, e proaspăt, ca să spunem proaspăt, așa, scos. Și am ținut să-l dăm și în emisiune. Este un spectacol care pornește cumva, cum spuneam, de la acest element simbol al sărutului și care parcurge ca o prezentare generală întreaga viață, cu punctele importante de referință din opera a marelui sculptor Constantin Brâncuș. Vorbim de muzele adormite, de geneză, de scaune, de sculptura pentru orbi și altele. În acest sens, spectacolul se derulează sub forma unei povești narate prin gest, mișcare, imagini, video, elemente scenografice sau eclairaj, care umplu spațiu impregnat de semnele tipic brâncușiene. Peste toate aceste elemente, simbolistica sărutului domină expozeul scenic. E lesne de înțeles că avem de-a face cu un spectacol non-verbal și care sper să devină cumva portdrapelul și care să dea cumva și specificul teatrului nostru, cel puțin din punct de vedere al localizării și al moștenirii pe care o avem din punct de vedere al părintelui spiritual al orașului. Așa că ne bucurăm că am avut această, că avem în continuare această întâlnire cu domnul regizor Horațiu Mihaiu, cu doamna coregraf Mălina Andrei, cu Wilhelmina Beche și cu Ron, cu Cezare Nache și cu Maria Nicola, această echipă care vă invită să veniți în debutul festivalului și să ne vedeți. E o provocare, practic, această... Se începe destul de tare, da. aș putea spune, din toate punctele de vedere, o piesă grea și, în același timp, să nu uităm, poate, cel mai important ambasador al Gorjului sau piatra de temelie a culturii gorjene, care se bazează pe această piatră de Brâncuș. Adevărat. Și putem spune că spectacolul îl jucăm acum în debutul festivalului, după care va mai fi o reprezentație pe data de 27, tot la ora 20, strict pentru a ieși cumva în întâmpinarea cererilor destul de numeroase în ceea ce privește acest spectacol. Cum spuneam, duminică este premieră și debutul Festivalului Național de Teatru Zilele Elvira Godeanu, care coincide cumva și cu ziua de naștere a patroanei noastre spirituale, acum la 25 de ani de la înființarea teatrului. Continuăm pe data de 14 mai cu un vernisaj al colegului nostru George Drăghescu, un vernisaj al expoziției Ex Libris, 100 de lucrări, având ca temă, având-o în prim plan tot pe doamna Elvira Godeanu.
Vă invităm de la ora 17 să veniți în foyerul teatrului pentru a fi martorul acestui eveniment. După care, nu este trecut în programul festivalului, dar trebuie să menționez că suntem invitați la un festival internațional de teatru și vom fi prezenți la DEVA cu spectacolul Comedia din Comedie. Vom juca, ne facem o încălzire, practic, pentru seara în care vom juca pe 7 iunie și în oraș, în aer liber, îl jucăm la DEVA, de asta spuneam că acolo ne ducem să ne pregătim, să facem o repetiție, nu, evident. Cu public, bineînțeles. O repetiție cu public, da, în regim de spectacol și ne bucurăm că am primit această invitație pe care trebuie să o onorăm, chiar dacă suntem și noi în plin festival, după care pe 16 ne întoarcem imediat pentru a-i primi pe cei de la Teatrul Constantin Tănase, unde publicul se va întâlni cu Alexandru Arșinel, cu Vasile Muraru, cu spuneți, cu Adrian Enache și cu baletul, și mulți alții, și cu baletul numele de care dau forță acestui teatru de revistă. Exact, da. Un gen unic în România, care, din păcate, spun eu, nu a mai avut parte de aceeași expunere ca și până acum, și cu toate astea ne bucurăm totuși că îi avem prezenți în festival și că publicul se va putea întâlni cu artiștii îndrăgiți. Pe data de 17 mai, la ora 20, îi avem invitați pe colegii noștri de la Teatrul Dramatic Ide Sârbu cu o comedie scrisă de Ion Băieșu, în regia lui Radu Botar, Preșul se numește, tot de la ora 20, vă așteptăm la teatru. Ne-am fi dorit ca să dăm acest spectacol în aer liber, în cadrul natural, pentru că, așa după cum probabil știți, acțiunea se petrece în scara unui bloc, și nu era greu de găsit această scară de bloc sau această față a blocului, dar din păcate zona tehnică a fost cea care ne-a frânt cumva aripile și a trebuit să păstrăm spectacolul tot în sală, dar asta nu înseamnă că va avea un efect mai puțin valabil. Pe data de 18 mai vom avea o lansare a volumului de poezii al Daianei Stănușoiu, Carusel, cu invitați de marca Amadeus Quartet and Band, un eveniment care este coordonat și organizat de către doamna profesor Elena Roată, de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, în parteneriat cu Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Rămânând ca pe data de 19 mai, la ora 10 să găzduim și un moment al Festivalului Internațional de Literatură Tudor Arghezi și un recital de poezie cu participarea unor poezi din România, Moldova, Ucraina, Serbia, Grecia, Olanda și Chile. Iar la ora 20 avem o întâlnire cu foștii noștri colegi, cu Cristi și cu Irina Naum, care actualmente sunt la Teatrul Jean Bart din Tulcea, cu un spectacol premiat la nivel național, multipremiat, aș putea spune, abia aștept să-i vedem, pentru că dacă ne luăm după rezultatele pe care le-am obținut, ne putem mândri că am fost colegi cu cei mai buni actori din țară. Cristi și cu Irina au luat premiu pentru cel mai bun actor și cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Teatru de la Oradea, FITO, iar Irina a luat și premiul de la Festivalul Atelier, premiul publicului pentru cea mai bună actriță la Festivalul de la Baia Mare, adică avem un spectacol, un regal actoricesc, am putea spune, susținut de către foștii noștri colegi, au fost 6 ani de zile angajați aici și ne bucurăm să-i avem. Lucrurile sunt limitate, nu am putut scoate la vânzare decât 44 de locuri, pentru că se joacă cu publicul pe scenă, este o montare specială, așa că grăbiți-vă și acolo mai sunt foarte, foarte puține locuri și ne bucurăm să-i avem invitați, cu atât mai mult să avem invitat un spectacol semnat de către un regizor în vogă pe numele lui Vlad Cristache, cu care mi-aș dori foarte mult să colaboreze și teatrul nostru. Duminică, 20 mai, ora 20, premieră națională, acesta este evenimentul de care vă pomeneam și mai devreme, care ar putea stârni chiar și interes la nivel național, pentru că e un eveniment unic în România. El s-a dorit a avea o amploare mai mare, din păcate nu toți au putut răspunde invitației colegului nostru Adrian Strâmtu de a aduna cei mai buni dansatori de tap dance din țară. Partea și mai interesantă este că
între timp unul dintre posibilii actanți, adică practic o actriță, s-a călugărit, așa că nu mai are cum să facă parte din această echipă, dar ne vom putea bucura totuși de prezența lui Gabriel Blodoi, Eduard Adam și Adrian Stântu, care putem spune că sunt cei mai buni sau printre cei mai buni dansatori de tap dance de la nivel național, care se reunesc în sfârșit într-un concept unic și se vor întrece pe scenă în fața noastră spre a ne arăta sau spre a ne introduce în lumea de vis a tap dance-ului, ceea ce vedeam cândva în filmele americane cu Fred Astaire și Ginger Rogers. Vor fi secundați de către doi colegi instrumentiști și abia aștept să-i urmărim în That's Broadway Entertaining Style. Pe 20 mai, duminică, la ora 20, premieră națională. Da, avem destul de multe premiere care, chiar dacă unele nu sunt, să zicem, neapărat naționale, e clar că sunt totuși premiere sau vor ajunge cândva la o notorietate și eu de genul național. Am aceeași speranță. Luni, pe 21 mai, ne întâlnim cu Letis și Leușteanu, Teatru Arte del Anima. Un text al lui Peter Schaeffer, regia Gianina Hergelegiu, cu Crina Lință, Ioana Pavelescu și Silviu Biri. Și aici mai sunt, vă rog să vă grăbiți, mai sunt doar câteva bilete. Și este o producție care, așa cum publicul a fost obișnuit, are parte de toate ingredientele pe care a demonstrat în anii anteriori, de care a demonstrat că are nevoie. Marți, 22 mai, ora 19, în sfârșit, Zori, adaptare după Matei Veșnie ca spectacolului de absolvire al Catedrei de Artă Actorului Liceu de Arte Constantin Brăiloiu, profesor coordonator Rodica Gugu-Negrescu. Este spectacol cu care colegii noștri, pentru că parte din elevii Liceul de Arte Constantin Brăiloiu colaborează cu Teatrul Dramatic Elvira Godeanu și colegii mei care și predau în cadrul liceului au fost prezenți cu acest spectacol la Olimpiada Națională de Artă Actorului, unde una dintre eleve a și luat o mențiune la individual, e vorba de Oana, pe care o avem și în distribuția spectacolului Oana Brânzan, în distribuția spectacolului Comedia din Comedie, cu care, așa cum v-am spus mai devreme, vom fi prezenți pe data de 15 mai la Deva. Miercuri, pe 23 mai, îi avem invitați pe cei de la Teatrul ACT cu Stage Dogs, un spectacol în regia lui Florin Piersic Junior, cu Florin Piersic Junior și Marcel Iureș. Biletele, din păcate sau din fericire, nici nu știu cum să o spun, oricum aș spune, sunt convins că nu e bine, sunt epuizate. Da, pentru telespectatori cu siguranță nu e bine că s-au terminat biletele. Nici asta. E prima apariție la televiziune după conferința de presă și deja, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți, biletele se epuizează în câteva minute, mult spus ore, de la momentul în care sunt puse în vânzare și chiar rezervările sunt de foarte multe ori mai multe sau chiar duble decât numărul pe care îl avem ca și locuri în sală. Ar fi două soluții. Vă rog. O sală mai mare. Aici vorbim cu cine să vorbim de o sală știu, mai mare? Sau de un pentru anfiteatru. Că nu avem o sală mai mare nici pentru alte activități. Exact. Asta e o problemă. Sau a doua variantă, festivalul să nu mai dureze o lună, așa, ci să fie 2-3 luni. Bun, atunci m-ar bucura ambele variante, fie că vorbim de o sală mai mare, fie că vorbim de 2 luni, pentru că atunci și colectivul teatrului ar trebui să fie pe măsură. Și evident că am avea cu toții de câștigat și oricum, n-am putea deocamdată e sub formă de glumă, pentru că știm că efortul acestei luni este imens. Adevărat. Deci e foarte greu să te gândești la 2 luni sau stop. Noi vă urăm succes în această. Nu e imposibil, da? Evident că avem nevoie de sprijin din toate punctele de vedere, atât ca resursă umană, cât și financiară. Joi, Teatrul Odeon. Joi și data? 24 mai. Da, am ajuns pe 24 mai. Un da. Spectacol în regia domnului Alexandru Dabija, Schweik, soldatul Schweik, cu Pavel Bartoș, Cezar Antal, Dorina Lazar, Alexandru Papadopoul. Din nou, nume foarte... Da. Alții. Aici, din ce am înțeles, mai sunt câteva bilete, spre surprinderea mea, pentru că am trecut la doar auzindu-se că vine Pavel Bartoș în oraș, tot așa, într-o oră jumate au fost epuizate toate biletele. Aici, chiar e o surpriză. Majoritatea dintre ei sunt văzuți destul de des la televiziune, probabil că... Să zicem așa, vor veni cu siguranță, se vor lua biletele, deci nu va fi o problemă,
dar probabil nu mai este acea atracție de anul trecut, l-au mai văzut. Probabil, probabil, doar că aici este un spectacol, să spunem, inedit, pe care știu că ne-am dorit de foarte mult timp să-l aducem în cadrul festivalului. În sfârșit, anul acesta s-a și reușit. Așa că ne bucurăm să-i avem prezenți din nou, ca în fiecare an, pe colegii noștri de la Teatrul Odeon. Vineri, pe 25 mai, vom asista de la ora 19 la un recital cameral, Andrei Enoiu și invitații săi, iar sâmbătă de la ora 19, Lira Gorjului, un concert de concerte cu invitați Sandu Constantin și Andrei Enoiu, dirijor Mircea Suchici, evenimente care Teatrul Dramatic Elvira Godeanu le găzduiește. Mai multe detalii puteți obține de la Direcția de Evenimente a municipiului. Pe data de 27 mai, duminică, de la ora 10, avem gala laureatului concursului regional de muzică, arte vizuale și arta actorului Orfeus. Iar seara, așa cum vă spuneam și mai devreme, pentru a doua oară, în cadrul festivalului, va fi prezent eseul teatral vizual Sărutul, în regia domnului Horațiu Mihaiu, de la ora 20. Luni, 28 mai, de la ora 19, îi avem invitați pe cei de la Teatrul Excelsior București cu o poveste fenomenală de viață, Fluturii sunt liberi, în regia lui Ervin Simpson, cunoscătorii și iubitorii filmului românesc dinainte de Revoluție se vor întâlni cu Catrinel Dumitrescu. Și aici mai sunt bilete, așa că vă rog să vă grăbiți, vă recomand din nou un spectacol important. Din toată inima acest spectacol și această poveste minunată despre viață, Fluturii sunt liberi, Teatrul Excelsior, luni 28 mai de la ora 19. Marți, pe 29 mai de la ora 20, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, pentru că nu e normal să mai avem și noi câte un spectacol în cadrul festivalului, va prezenta deja spectacolul consacrat, cumva, Avioane de hârtie, despre care am și vorbit cu precedenta ocazie, în regia doamnei Laura Moldovan, un text scris de Elise Wilk. Pe 30 mai... Și, de fapt, între 30 mai și 3 iunie am dedicat acest interval cumva și celor mici, pentru că e important să ținem cont și de cei mai tineri spectatori ai noștri, care sunt destul de numeroși. Tocmai de aceea, pe 1 iunie, le oferim un cadou din partea Teatrului Dramatic Elvira Godeanu în acest ceas aniversar la 25 de ani de la înființare. Ne întâlnim la Teatrul de Vară, unde are sediu Școala Populară de Artă. Cu această ocazie le și mulțumim pentru găzduire și invităm pe copii la Scufița Roșie. De fapt, e mai mult decât un spectacol cu Scufița Roșie, intrarea este liberă. Chiar ne dorim să umplem Teatrul de Vară cu tot mai mulți copii și nu numai, pentru că este un spectacol, din punctul meu de vedere, pentru toate vârstele, unde se vor întâlni copiii cu multe alte surprize pe lângă spectacolul despre care vorbim. Aici suntem cumva parteneri și cu Liceul de Arte Constantin Brăiloiu, vor avea parte de baloane colorate, de fotografii, de întâlniri cu personaje, de poveste, de face painting și multe, multe alte surprize. 1 iunie, ora 10, Teatrul de Vară, intrare liberă. Iar pe 2 mai avem... 2 iunie. 2, pardon, 2 iunie avem o întâlnire, mulțumesc, cu un gen de teatru nou, aș putea spune, pentru copii și nu numai. O întâlnire cu opera comică pentru copii. Nu se înțelege că va veni aici teatrul. Opera comică pentru copii, nu? Este o operă comică pentru copii, Bastien și Bastien, de Wolfgang Amadeus Mozart, în regia Norei Titu Chiriac. Colegii de la Teatrul de Artă din Deva ne propun această incursiune în lumea specială a spectacolului de operă pentru copii. Așa că vă invităm, mămici, tătici, părinți, bunici, să fiți împreună cu copiii dumneavoastră la acest spectacol și să învățăm ușor-ușor tainele unui gen care are nevoie de sprijin pentru buna înțelegere, astfel încât
pe viitor copiii noștri să știe ce înseamnă un spectacol de operă sau o incursiune în lumea muzicii, a unui recital cameral. Tocmai de aceea ne dorim ca pe viitor poate să prindem și noi în repertoriu un astfel de spectacol, mai ales că, scuzați lipsa de modestie, cred că am putea susține, și aici mă refer la colectivul artistic, un astfel de proiect. Și ar fi îmbucurător dacă am și face în viitorul apropiat. Aici trebuie să vă dau detaliile. Sâmbătă, 2 iunie, ora 17. Am spus să fie o oră accesibilă pentru toată lumea. Bănuiesc că nu pleacă toată lumea din oraș în această mini-vacanță și că ne vom întâlni la teatru, la Bastien și Bastien de Wolfgang Amadeus Mozart, sâmbătă, 2 iunie, ora 17. Biletele pot fi găsite la Teatrul Dramatic, la caseria Teatrului Dramatic Elvira Godean. Bineînțeles că mai sunt între timp foarte multe alte spectacole pentru copii. Nu le-am trecut pe toate în program pentru că ar fi fost interminabil programul și ele cumva sunt deja antamate, sunt vândute, se joacă cu casa închisă, așa că am considerat că nu ar mai fi oportun să le trecem. Da, și teatrul și-a făcut un titlu de glorie în ultimii ani de a avea spectacole dedicate copiilor destul de multe. Deci, cel puțin în ultimul an, oferta a fost destul de bogată, deci pentru cei mici. Au fost răsfățați, ca să spunem așa. Chiar încercăm de la anul să lansăm și zona de abonamente pentru școala generală. Continuăm după data de 3 iunie, continuăm cu un vernisaj, cu o expoziție de caricatură. Actorii Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, văzut de caricaturistul Aurelian Iulius Șuță Șai. Va fi cu siguranță o întâlnire destul de interesantă, atât a actorilor cu propria lor imagine, cât și a iubitorilor artiștilor din Târgu Jiu. Vom dezvălui pe parcurs locația, este o surpriză. Pe data de 5 iunie, marți, ora 20, Teatrul de Nord Satu Mare va prezenta Visul unei nopți de vară de William Shakespeare în regia lui Ovidiu Caiță. N-am uitat, doar că am fost cumva indus în eroare de această schimbare ce a avut loc în program, chiar i-am anunțat și pe colegii dumneavoastră din toată presa locală. Chiar cu 10 minute înainte de conferința de presă primisem o veste nu tocmai plăcută legată de Teatrul Metropolis și de spectacolul Jake și femeile lui cu Ștefan Bănică și Carmen Tănase, cum că nu ar mai putea să fie prezenți în festival. Până la urmă am reușit să găsim această zi tot de 1 iunie, așa că după bucuria de dimineață pe care o facem celor mici, îi așteptăm și pe cei mari și aici am înțeles că ar mai fi câteva bilete pentru această întâlnire cu Ștefan Bănică pentru prima dată pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu în postură de actor în spectacolul Jake și femeile lui de Neil Simon. Așa că vă așteptăm și vă rugăm să veniți cât mai repede, să vă rezervați un loc, să vă achiziționați un bilet la acest spectacol important. Am spus de data de 5 iunie cu Visul unei nopți de vară, Teatrul de Nord Satu Mare, în regia lui Ovidiu Caiță. Pe 6 iunie, așa cum am fost obișnuiți an de an, ne întâlnim din nou cu Florin Berculescu într-un concert extraordinar, Beethoven, de la ora 19. Joi, 7 iunie, ora 17, găzduim o conferință educațională care a ajuns deja la cea de-a doua ediție, VREM, eveniment coordonat și organizat de către profesor Dana Constantinescu de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu în parteneriat cu Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, iar de la ora 19 ne întâlnim în amfiteatrul din centrul orașului, cum vă spuneam mai devreme, facem repetiția la Deva, după care jucăm în cadrul festivalului Comedia din Comedie, în aer liber, în amfiteatrul din centrul orașului. Evident că intrarea este liberă, dar și așa vă rog să vă grăbiți, să puteți ocupa locuri asigurate de către primăria municipiului Târgu Jiu și să fiți în număr cât mai mare la această sărbătoare și la acest dar pe care îl face teatrul la acest aniversar pentru târgujieni, pentru comunitatea din care face parte. Vineri, pe 8 iunie, îi avem
invitați pe colegii noștri de la Teatrul Notara din București cu un spectacol foarte, foarte interesant, Metoda îi spune, de Jordi Garcelan, în regia domnului Teodor Cristian Popescu, care sper să fie prezent și pe data de 13 la premiera, la deschiderea festivalului. Un spectacol în care vă veți întâlni cu Adrian Voincică și Celentano, după cum este cunoscut de majoritatea iubitorilor serialului La Sfierbinți, cu Cerasela Iosifescu, Alexandru Jitea și Gabriel Răuță. Și aici am înțeles că ar mai fi câteva bilete, de aceea vă anunț din timp, grăbiți-vă să prindeți locuri. Tot pe data de 8 iunie, dar de la ora 21, Teatrul Aureliu Manea din Turda va prezenta un spectacol stradal, Origin se numește, în centrul orașului. Ne vom întâlni cu dumnealor, practic cei care ies cumva și de la reprezentația celor de la Notara se vor întâlni imediat în apropierea teatrului cu acest spectacol stradal Origin prezentat de Teatrul Aureliu Manea din Turda. Pe 9 iunie ne apropiem ușor-ușor de finele acestui festival. Teatrul Aureliu Manea din Turda prezintă spectacolul Ultima haltă în Paradis, un text minunat al regretatului Valentin Nicolau în regia lui Andrei Nihalache, un regizor cu care publicul nostru deja este obișnuit, cu Marian Negrescu în calitate de invitat, cu Cătălin Grigoraș și colegii noștri de la Turda. Și aici vă recomand acest spectacol din toată inima, unde veți vedea un regal actoricesc și o poveste sfâșietoare despre dragoste și viață. Așa că grăbiți-vă, luați-vă bilete la Ultima haltă în Paradis, un spectacol al Teatrului Aureliu Manea din Turda, repet, cu Marian Negrescu și Cătălin Grigoraș. Duminică 10 iunie, iarăși, din păcate sau din fericire, biletele sunt epuizate la Teatrul de Comedie, spectacolul Fierarii, cu Horațiu Mălăele, George Mihăiță, Maia Morgășen și Valentin Teodosiu. E lesne de înțeles de ce s-au epuizat, așa cum vă spuneam și mai devreme, au fost mai multe rezervări decât locurile pe care le avem în sală. A fost destul de complicat. Îmi pare rău că nu am putut oferi mai mult sau două seri, pentru că depindem cumva și de programul artiștilor consacrați, care, credeți-mă, este foarte, foarte încărcat. Oricum, mă bucur că au putut veni până la urmă și că îi avem oaspeți în acest festival. Da, măcar într-o seară și tot este ceva. Tot este ceva, e adevărat. Iar pe data de 11 iunie închidem festivalul, 11 iunie fiind ziua în care s-a înființat în 1993 Teatrul Dramatic Elvira Codeanu. Va avea loc gala premiilor naționale Elvira Godean. N-aș vrea să dezvălui foarte multe detalii. Mai sunt câteva bilete valabile. Ce vă pot spune? Că va fi în concert Adrian Naidin. Înainte de gala premiilor, aniversare, va avea loc de la ora 19 un vernisaj, vernisaj, expoziție, Elvira Godeanu, obiecte personale, documente, fotografii, ai cărui curatori sunt Ion Cepoi și Teodor Dădălău, și va avea loc la Centrul de Creație Gorj, iar de la ora 20 vom asista la lansarea de carte a domnului Ion Cepoi, Teatrul în Gorj, volumul 2. Practic este vorba despre istoria teatrului dramatic Elvira Godeanu, scris în timp real, din 1993 până în 2018, momentul de față. Suntem la zi, este dată ca bun de tipar, așteptăm să iasă caldă și să ne putem bucura deja de istoria Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. După cum au putut să vadă telespectatorii, nu vorbim exclusiv doar de teatru, vorbim de spectacolul clasic de teatru. Avem și în exterior și în interior și teatru de stradă și cel clasic. În același timp avem expoziții, avem lansări de carte și reviste, multe alte lucruri care se petrec aici. E o sărbătoare culturală
care depășește cu mult granițele a unei manifestări de genul zilele teatrului, indiferent ce teatru ar fi. Adevărat, și este important să punctăm într-un asemenea mod, pentru că odată împlinești un sfert de veac. Ce-ar mai trebui amintit aici, că pe întregul parcurs al desfășurării festivalului și înainte vor avea loc spectacole stradale susținute de către trupele de teatru din colegiile și liceele târgujiene, de la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu, cu spectacolul Noi Artiștii, dacă nu mă înșel, pe data de 23 mai, în regia domnului Pompiliu Ciochia, de la Colegiul Național Spiru Haret, de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, se ocupă Ion Alexandrescu de Spiru Haret și Monica Sfetcu de Ecaterina Teodoroiu, Colegiul Național Tudor Vladimirescu de profesor coordonator este Simona Urs, Colegiul Economic Virgil Magiaru, unde coordonator este Cornelia Diaconu, tot dumneavoastră ei se ocupă și de liceul sportiv, la liceul teologic, Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, Colegiul Tehnic Henri Coandă, liceul cu program sportiv, cum vă spuneam mai devreme, Colegiul Tehnic numărul 2, Liceul Energetic, Colegiul Tehnic Ion Mincu, vor avea loc happening-uri sau momente de teatru verbal sau non-verbal, defilări de costume, pantomimă, statui vivante, o întreagă ofertă care cumva va dinamiza zonele stradale, nu doar din centru, pentru că încercăm să pătrundem cumva și în cartierele mărginașe, astfel încât să ajungă mesajul nostru peste tot. Mesajul că existăm și că împlinim un sfert de veac și că invităm pe toți să fim împreună la această sărbătoare. Cu această ocazie reînviem cumva spiritul festivalului care va fi reluat de anul viitor, dar putem spune că e reluat de anul acesta, chiar dacă nu este concretizat, ci doar pornim motoarele al Festivalului de Teatru pentru Elevi Constantin Stancioviș Brănișteanu. Să știți că aveam una din întrebări, se referea și la asta, am văzut în program și faptul că, să zicem așa, reantrenați trupele. Cred că e foarte necesar o revenire a acestui festival. A avut succes la vremea lui și să nu uităm că mulți dintre, nu vin acum în cap, dar sunt câteva nume, dintre copiii care s-au remarcat atunci, acum sunt astăzi colegii noștri. Chiar și colegii, dar sunt și prin țară. Printre ei chiar Iani Gârbaciu, care este consultant artistic și PR al teatrului, Amelia Toaxen, Radu Tudosie, care sunt actori la Teatrul din Petroșan și au fost și colegii noștri, au fost angajați și aici. Alin Stanciu, Petre Ancuț, Alin Stanciu care e la Oradea, Petre Ancuța care e la Naționalul din București, Andrei Măjeri, cu care vom colabora în stagiunea viitoare, unul dintre cei mai titrați tineri regizori la nivel național în acest moment. Sunt peste 60 de victime care au ales acest drum, fie că vorbim de actorie, de regie sau de teatrologie. Mulți dintre ei s-au remarcat, iar alții au acum șansa de a își demonstra valoarea prin cadrul proiectelor pe care Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, inclusiv în spectacolul Brâncuș, avem parte de câțiva foști elevi sau laureați ai Festivalului Național, Festivalului de Teatru Constantin Stancioviș Brănișteanu sau ai Liceului de Arte Constantin Brăiloiu și ne bucurăm că este așa și că se face cumva trecerea și schimbul de generații sau comunicarea firească și predarea de ștafetă de la o generație la alta. Nu pot să nu insist asupra acestei situații, să spunem așa, acestui eveniment cultural care acopere și o gamă largă de manifestări artistice și aici vedem rolul jucat de instituția teatrală de la Târgu Jiu în toți cei 25 de ani, dar mai cu seamă în ultimii ani. Deci, practic, dacă ar fi să, pe lângă instituțiile de învățământ care fac cultură și e normal să facă așa, avem teatru și universitatea, care sunt alți doi poli stabili ai culturii gorjene, dar dacă ar fi, mai ales că vorbim de teatru de fapt acum, unul dintre cei mai importanți poli este cu siguranță Teatrul Elvira Godeanu și ce se reușește să se facă în jurul lui. E adevărat și e normal, cred că, să fie așa
și teatrul joacă un rol esențial în orice comunitate, de aceea el trebuie prețuit, trebuie iubit și avut grijă de el pentru rolul pe care îl joacă din punct de vedere social și din punct de vedere al educației pe care, așa cum spuneați, o are pentru cetate. Practic este un îndreptar și e bine de ținut cont de acest fapt și mai ales de lucrul că el cumva, și cultura în general, cred că e singura, și arta este singura noastră salvare. Fie că vorbim de credință, fie că vorbim de un sprijin în care ne putem găsi alinarea sau ne putem oglindi și putem evolua. Am vorbit în această parte din emisiune cu siguranță despre acest eveniment care durează circa o lună de zile, zilele Teatrului Elvira Godeanu. Dar lucrurile nu se opresc aici. Cu siguranță că din momentul când va fi, să zicem așa, a figurat ultimul gong pe 11 iunie, când avem balul teatrului, sau gala, ceva de, gala așa, vom avea cu siguranță alte planuri, alte idei. Ele deja. Ne puteți, pe toată de asta zic, ne puteți dezvălui așa în avantpremieră câte ceva despre putem asta? Putem vorbi, ele cumva sunt puse la germinat, imediat după zilele Elvira Godeanu, ne pregătim de o nouă producție cu care vom debuta în stagiunea următoare, n-am să dezvălui titlul, este surpriză. Vă spuneam mai devreme, am dezvăluit așa că trebuie să merg un picuț mai departe, că va urma o colaborare cu Andrei Măjeri într-un spectacol de teatru contemporan, Războiul îi spune, de Lars Noren, un scriitor scandinav. Un spectacol foarte interesant, dar iarăși n-aș vrea să intru în foarte multe detalii pentru că ele acum germinează și n-aș vrea să sparg vraja și îmi doresc să se întâmple așa cum le plănuim. Oricum mă bucur că fiii risipitori se întorc cumva la matcă, în locul în care s-au molipsit cu această pasiune pentru teatru și s-au și remarcat, așa cum e vorba aici de Andrei Măjeri. Am fost în discuții și cu Laura Vlădoiu, chiar colegă de clasă cu Andrei Măjeri, tot regizoare, a fost regizoare la Opera Română, actualmente regizoare la Opera din Iași, cu care de asemenea mi-aș dori să colaborăm, adică avem, are gorjul cu ce se mândri, chiar are cu ce și m-aș bucura să colaborăm cu toți acești tineri de perspectivă, așa cum am făcut-o și cu Petre Ancuța și sperăm să o facem și pe viitor. Alte proiecte, așa cum vă spuneam mai devreme, putem vorbi despre abonamentele pe care dorim să le lansăm la nivel de ciclu primar, gimnaziu, cu spectacole incitante și educative, fie că vorbim de caragiale sau de basm sau de recitaluri de poezie. De asemenea, dorim ca din stagiunea viitoare să dăm posibilitatea abonaților de liceu să-și aleagă producțiile pe care și le doresc să le vadă adevărat împărțite pe categorii, să fie atât zona de comedie, de bună dispoziție, dar și cea educativă, așa cum v-am obișnuit încă din acest an cu spectacolul care a făcut cumva parte și din programa pentru bacalaureat, pentru limba și literatura română, dar pe care am îmbinat-o foarte frumos și cu istoria, permițându-ne scenariul și conceptul regizoral. Și multe, multe, multe alte surprize. Vom redeschide cumva zona de spectacole nocturne, le spuneam înainte, acum e vorba de Studio Act, un program, să spunem, puțin mai generos, care face cumva trecerea de la one-man show-uri la spectacole, poate și în două personaje, oricum în cadrul restrâns, la o oră ușor atipică, poate chiar și în spații neconvenționale, mai ales că sunt câteva locații care ar merita încercate în Târgu Jiu și să putem câștiga și o altă categorie de public și să putem aborda și o anumită zonă dramatică, poate mai puțin digerabilă sau mai puțin pretabilă pe zona clasică cu care publicul nostru este obișnuit, strict pentru a da șansa
și tuturor actorilor care doresc să se manifeste și într-o altă formă și poate și a descoperi noi segmente de public care poate își doresc să vadă și ceva atipic din punct de vedere teatral. V-ați gândit cumva să veniți puțin și în întâmpinarea spectatorilor, să zicem, măcar din zona de orașe, mai departe, Târgu Jiu, gen Motru, gen chiar și Rovinar, chiar și Târgu Cărbunești, chiar și Novaci, chiar și Bumbejiu, sigur că da, care poate le-ar veni mai greu să vină la Târgu Jiu, dar ar vrea să vină în contact cu teatru de bună calitate. Chiar aseară a avut loc spectacol la Bumbești Jiu. Practic acolo putem spune că avem stagiune permanentă, pentru că cel puțin o dată la două luni, dacă nu chiar în fiecare lună, orice producție pe care o avem în Teatrul Dramatic Elvira Godeanu și poate fi transportată, a văzut-o și Bumbeștiul. Așa că, la fel, așteptăm cumva finalizarea lucrărilor din sălile caselor de cultură sau sălilor de spectacole din Motru și din Rovinari. Ultima dată am fost acolo și am jucat în condiții ușor improprii. E destul de greu să joci în săl de sport. E destul de chinuitor, în special pentru spectatori, din cauza acusticii, ce constituie o problemă din acest punct de vedere, și abia așteptăm să avem o scenă unde să ne putem manifesta, sau dacă nu, vom încerca, știu eu, ca pe viitor să ne adaptăm mai bine acestor condiții ușor vitrege, dar la care nu ne-am încumetat de fiecare dată și am răspuns invitații atunci când am fost solicitați. La fel am făcut și la Baia de Fier și la Polovraj în această stagiune, adică peste tot pe unde am putut și am fost solicitați, ne-am dus cu spectacole, atât pentru copii cât și pentru maturi, ceea ce este un semn cât se poate de bun că lumea începe ușor-ușor să-și dorească și altceva, mai mult decât poate oferi televiziunea, și anume emoția în direct. Pentru că, e adevărat, prin intermediul ecranului nu ai parte de această întâlnire unică pe care o poate face teatrul. Și cumva putem vorbi de o revenire ușor-ușor la matcă sau la sistemul de valori cu care am fost obișnuiți cu ceva ani în urmă. Nu ne rămâne decât să vă urăm de pe acum la mulți ani pentru această aniversare frumoasă, să vă dorim ca și anii ce urmează să fie măcar la fel de frumoși, dacă nu și mai frumoși ca cei care s-au scurs până acum, și să ne dorim ca Teatrul Elvira Godeanu, asta spun să ne dorim pentru că deopotrivă celor care țineți de teatru ca și angajați, ca și reprezentanți, dar și spectatorului gorjean, să dorim ca această instituție să dăinuie cât mai mult și să fie cât mai apropiată de spectatori, de cei care merg în sala de spectacole să vadă măcar unul dintre spectacolele pe care le faceți. Așa să fie. Mulțumim frumos și haideți la teatru și aveți grijă de el și iubiți-l. Și iubiții pe artiști. Dragi telespectatori, a fost astăseară cu noi la emisiunea Panoramic domnul Cosmin Brehuță, directorul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!